Demisie în guvernul condus de Dorin Recean. Trei miniștri au renunțat la funcție. Este vorba despre șeful de la educație, Anatolie Topală, despre ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Lilia Dabija, și ministrul de interne, Ana Revenco. Anunțul a fost făcut de către premier în cadrul unui briefing de presă, susținut în această dimineață, în care le-a mulțumit celor trei pentru munca depusă și a enumerat câteva dintre realizările acestora. La câteva ore după asta, președintele Maia Sandu a semnat decrete de demisie, fără să le comenteze. Premierul Dorin Recean nu a oferit detalii despre motivele care au stat în spatele acestor decizii, dar le-a mulțumit foștilor colegi pentru munca depusă. Anunț că trei ministre și ministri și-au depus ieri mandatul. Vreau să-i mulțumesc mult domnului Topală. Reforma universitară pe care a conceput-o cap coadă și a implementat-o domnul ministru începe să aducă rezultate. Vreau să mulțumesc ministrei Revenco. Dumneaei a făcut această apreciere Moldova mică o inimă mare. A avut o contribuție foarte mare atunci când a preluat leadership-ul la criza refugiaților. Mulțumesc mult doamnei Dabija. Doamna Dabija a asigurat realizarea la peste 300 de kilometri de drumuri. Acest efort a fost foarte important pentru noi toți și pentru, în mod special, pentru cetățeni, dar și pentru mediul de afaceri. Deocamdată, doi dintre cei trei miniștri au vorbit despre plecarea lor. Ana Revenco a scris pe Facebook că s-a simțit onorată să servească țara în calitate de ministru de interne. Mulțumesc pentru încrederea acordată. Mulțumesc echipei afacerilor interne pentru că a avut curajul ca împreună să înfruntăm războiul cu toate amenințările lui, să păstrăm liniștea și stabilitatea în țară și să rezistăm în fața crizelor multiple. Onorată să servesc patria oriunde m-aș afla, a scris ea în completare. Lilia Dabija, ministrul în exercițiu al infrastructurii, îi dorește succes funcționarului care îi va ocupa fotoliul. Funcția mea în calitate de ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale a luat sfârșit. Nu știu dacă există suficiente cuvinte ca să-mi exprim gratitudinea față de echipa mea cu care am muncit zi de zi ca să aducem Europa aici, la noi acasă. Îi doresc succes viitorului ministru care va avea mult de lucru, dar cu astfel de echipă nimic nu este imposibil, spune Dabija în postare. Ministrul în exercițiu al educației și cercetării, Anatolie Topală, nu a declarat încă nimic legat de demisia sa. Menționăm că Recean a făcut anunțul despre plecările celor trei miniștri a echipei sale după ce a declarat în 12 iulie că urmează să ia decizii dificile, dar necesare, în urma analizării rapoartelor privind atacul de la aeroportul internațional Chișinău, care a avut loc în 30 iunie. El a spus la briefingul de vineri că luni va propune lista de miniștri pentru portofoliile celor care au demisionat.